Gimnastica românească nu a dat doar campion de poveste, ci și antrenor de cartea recordurilor. Mariana Bitang și Octavian Belu au construit la Deva cele mai mari succesele gimnasticii românești. Din 1994 până în 2004 au fost invincibili. Cu aura magicienilor care transformă în aur orice gimnastă, cei doi au condus echipa României la 5 titluri mondiale consecutive, 2 titluri olimpice consecutive și 5 europene, cu 4 generații diferite. Între toate acestea își fac loc sute de medalii individuale, un record greu de atins, un succes care le-a adus aplauze, fani, dar și multă presiune. Bagheta lor magică a avut la un capăt munca, iar la celălalt sacrificiul. Cu ei nimic nu a fost lăsat la întâmplare, exigența a atins spre perfecțiune. De la podiumul complet românesc al jocurilor de la Sydney, care a dus la schimbarea regulilor competiției, la cele 4 medalii de aur de la jocurile de la Atena, din 6 posibile, Bitang și Belu au vorbit mereu despre neajunsurile sistemului care, într-un final, au dus la necalificarea echipei pentru jocurile de la Rio. Și poate că, dintr-o datorie morală față de sistemul care i-a creat, tot ei au avut curaj să strige: țară, țară, vrem campioane, demarând proiectul pentru jocurile din 2024.